Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm câteva versete pe care să le citim din Isaia, capitolul 57 versetele 16 la 21. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, căci înaintea mea cad în leși în duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Din pricina păcaturile comiei lui m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns, ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe, că, că, pe căile inimii lui. I-am văzut căile, și totuși îl voi tămădui, îi voi călăuzi și îi voi mângăia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze, pace, pace celui de aproape, celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, da, eu îl voi tămădui. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și a cărui ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu, amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta am intitulat predica mea Libertate, pentru că dacă este vreo valoare, dacă este ceva după care suspină sufletul omului, este aceasta dorință, această dorință uriașă de libertate. Vrem să fim liberi. Noi am fugit din România să fim liberi, nu-i așa? Dar nu este liber decât omul care îl descoperă pe Dumnezeu ca adevărat. Adevărata libertate nu poate să ne dea decât Dumnezeul nostru, care ne poate ierta păcatele noastre și ne poate dezrobi de diavolul care ne ține robi cu păcatele noastre o întreagă istorie. În seara aceasta aș vrea să pornim de la, în, în, expunerea mea de la un verset din Genesa 3, versetele 4 și 5. Sfânta Scriptură spune că atunci, putem să avem imaginele, atunci șarpele a zis femei, hotărât că nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care vei mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acum, dacă ne gândim uh, la ispita asta care a pus-o diavolul în fața femeii, uh, Femeia a văzut că pomul e bun, bun de mâncat, arată frumos, uh, dar spune Sfânta Scriptură că și a, era o promisiune pe care asta o dorea mai mult decât să-și umple stomacul. Voia să fie ca Dumnezeu. Deci marea ispită din grădina Edenului nu a fost uh, să mănânci ceva care nu-i voie să mănânci. Marea ispită a fost tentația de a fi Dumnezeu, de a fi ca Dumnezeu. Asta a fost dorința care a făcut-o pe Eva să capituleze în fața ispitei celui rău. În seara asta vreau să vă spun că ispita asta este cauza tuturor problemelor noastre. Vrem să fim Dumnezei, vrem să fim ca Dumnezeu. aș putea spune că noi, fiind creștini, întoși la Domnul, ne-am lepădat de păcatele urâte ale acestei lumi. Nu le mai facem. Le-am lăsat, am uitat de ele, Domnul ne-a de ele. Dar este un păcat. Este o ispită. Un păcat pe care îl comitem foarte des. Vrem încă să fim ca Dumnezeu. Vrem să fim Dumnezeu. Și nu renunțăm la ambiția asta cu care ne-am născut, de fapt. Eva, care a căzut în fața acestei ispite, ne-a transmis-o prin gene astăzi și ne naștem dorind să fim ca Dumnezeu. Dorind să fim ca El. Acum, nu este rău să vrem să fim ca Dumnezeu, dacă împrumutăm metoda lui Dumnezeu, dacă acceptăm să fim ca Dumnezeu cu metoda lui Dumnezeu, dar noi vrem să fim ca Dumnezeu cu metoda diavolului. Iată cum încercăm noi, de fapt, să fim ca Dumnezeu, jucăm rolul ăsta lui Dumnezeu toată ziua. Și veți vedea din expunerea mea că fiecare dintre noi suntem vinovați sau altul într-un într mod mai profund sau mai puțin în acest domeniu. Vrem să jucăm rolul lui Dumnezeu. Vrem să fim Dumnezeu. Vrem să controlăm noi toate lucrurile. În primul rând, încercăm să ne controlăm imaginea noastră. nu? Ne controlăm imaginea. Cum ne percepe lumea pe noi? Ne fabricăm un trecut glorios, nu așa? Nu vrem să știe lumea despre ce s-a întâmplat în trecutul nostru sau în, în viața noastră. Mark Twain a spus că a plătit o groază de bani la un specialist să studieze uh, familia de unde vine el. Ce poarmă a plătit o groază de bani să tacă din gură. <laughs> să nu spună la nimeni ce a descoperit despre familia mea, de unde vin eu. Um, uitați-vă la oamenii politici, uitați-vă la țările lumii în general, își modifică istoria, își modifică istoria în mod intenționat să arate bine. Nu? Sunt oameni care țin enorm de mult la imaginea asta. Ei întotdeauna sunt de origine nobilă, nu? Părinților au fost bogați, au fost deștepți, au fost cine știe cum. Acum, pentru că sunt morți, nu mai poți să verifici, nu? Dar tot timpul ne spun de ce origine grozavă sunt ei. De ce fac oamenii chestia asta? Pentru că vor o imagine grozavă, vor să-și controleze imaginea în ochii noștri, a celorlalți. Există o preocupare pentru imagine a oamenilor astăzi extrem de mare, extrem de mare. Cele mai multe supărări dintre noi este când cineva umblă la imagine. Hai să fim serioși. A, ai zis ceva de mine? Nu, no, păi. Cum ai îndrăznit să umbli la imaginea asta? Nu? Lumea din jurul nostru nu acceptă cum i-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și imaginea lui și asemănarea lui. Chip înseamnă imagine. Nu ne place cum ne-a făcut Dumnezeu. M-a avut un coleg în facultate care era un băiat isteț, avea o minte extraordinară, n-am întâlnit pe nimeni, recita Iliada și Odiseea pe de rost. Acum, cine știe ce e Iliada și Odiseea, nu. a scris-o Homer în antichitate, știa pe de rost. Poezii lungi. Când câteodată îl provocam, să vedem cât o știe. Ne plictiseam să-l mai auzim noaptași din gură, gata, Credem, lasă-ne în pace. Tot timpul spunea, uite, dacă aș avea un milion de dolari, i-aș da numai să fiu cu un lat de palmă mai înalt. Să uita în oglindă și era foarte dezamăgit de cum l-a făcut Dumnezeu pe el. Și dacă ar fi avut un milion de dolari și pe vremea aceea în România dolarul era 30 de lei sau nu știu cât era, 5, 40 de lei. Vă dați seama câți bani ar fi dată ăsta numai cu un lat de palmă să fie mai, mai înalt. Nu putea să accepte că Dumnezeu l-a lăsat pe el cu un cap așa mare, cu un trup așa mai mic, nu? Dar nu era mic, dar el era obsedat de imagine, de imagine. Uitați-vă la societatea în care noi trăim. Bărbații vor să fie femei, nu? Femeile vor să fie bărbați. E teribil ce se întâmplă. Nu mai acceptăm cum ne-a făcut Dumnezeu. Nu mai acceptăm. Și acum Obama cooperează cu ăștia, nu? Mâine cineva o să spună că el e Napoleon și trebuie să-i facem vreun tron undeva, nu? vreun palat dacă e Napoleon. Până acum ai băgat la... la vesel pe ăștia, nu? Îi tratau, știau că sunt nebuni. Acum nu mai sunt nebuni, acum sunt diferiți. Și vorba preotului Calistrat, îmi pare că n-a funcționat azi dimineața corect, el zice, domnule, Ăștia trebuie să-i apărăm, acum să păzim așa ca pe speciile rare astea, pe, cale calea de dispariție, nu? Deci ca pe urși bruni sau, eu știu, vulpile argintii, nu? Păi ăștia, zice, trebuie să punem la muncă, să trimitem la muncă. Păi, Ioane, dacă vrei să fii doamnă, nu? Ia treci tu la muncă până îți ies fluturii ăștia de acolo. Nu? În loc să le facă toate mendrele Obama, ar fi bine să se apă un canal, așa, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific cu ei. Nu? Mare de tot, între noi și Mexico, bagă apă, bagă rechini și nu mai vin mexicanii, domnule. Și am rezolvat mai multe lucruri deodată. Nu? În loc să le faci WC-uri, nu? Să-i dai speciale, nu? Iertați-mă, dar am văzut un tip de la Fox News, umblând cu o listă așa prin oraș, și ăștia smecheri, vreau să demonstrez cât de proști suntem, cât de, de degradată este societatea asta, cât de lipsită de minte este. Ce doamne, vreți să semnați această petiție, zice, ca în toate toaletele femeilor să fie pusă și un pisoar de la pentru bărbați, zice, că dacă este vreo doamnă care are altceva decât dumneatale, Zice, și semnau ca boi. Petiția asta. Plecau și să îl înfunda râsul. Cât de tâmpită este lumea asta, domnule? Pentru că nu mai acceptăm proiectul lui Dumnezeu. Cum ne-a făcut Dumnezeu? Vrem să fim altceva, domnule, decât ne-a făcut El. Nu mai acceptăm cum ne-a făcut Dumnezeu. E o lume nebună. Vrem să ne controlăm imaginea. Doi, Vrem să-i controlăm pe alții, nu-i așa? Dorința asta de putere, de a conduce, căutăm avantaje proprii pe la altuia. În timpul războiului, războiului civil din America, așa, ăștia din nord, nu? Yankees, luptau împotriva celor din sud că aveau negri și țineau sclavi. Luptau împotriva sclaviei practic. Voiau să se elibereze pe negri. Ei, ăștia din Sud, care aveau sclavi, nu? Duminica nu luptau, mergeau la biserică să se roage Domnului să le dea victorie, să-și păstreze sclavi în continuare. Să rugau și ăștia din ori să le dea Domnul victorie, nu? Toți se rugau, nu? Uneori Dumnezeu nu ascultă rugăciune, că ne rugăm pentru același lucru și două rugăciuni contradictorii. Lincoln a spus, zice, cum poți să te rogi pentru pâinea aceea de fiecare zi pe care ți-o câștigi pe sudore altuia? Cum poți să te rogi pentru pâinea aceea de zi pe care ți-o câștigi pe sudoarea altuia? Cum făceau stăpânii de sclavi din America. A trebuit să moară sute de mii de oameni în America ca să cedăm să ne controlăm pe alții. Știți că plătim și astăzi pentru treburile alea? De unde este ura asta atât de uriașă în populația de altă culoare în America împotriva noastră albilor? De unde vine? Din perioada aceea când a făcut sclavi, din când i-am vândut pe piață. Ok? Asta nu le scuză absolut deloc loc crimele și, și, comportamentul antisocial pe care îl fac astăzi, da, absolut deloc, este o, este o mizerie și cineva are mâinile pline de sânge, cum a spus astăzi un, un om mare din America, i-a spus la Obama, ai mâinile pline de sânge pentru că tu îi scoți în stradă pe ăștia să, se omoară polițești. Vrem să controlăm pe alții. Vrem să controlăm pe alții bărbați care vor să-și controleze nevestele, nevestele bărbații, vrem să controlăm viața copiilor, copiii vor să ne controleze pe noi, vrem să fim stăpânii altora, vrem să ne jucăm de Dumnezeu. Ne jucăm de Dumnezeu. Și este unul dintre păcatele, una dintre ispite care bate la ușa fiecăruia dintre noi aproape în fiecare zi. În fiecare zi. În al treilea rând, încercăm să ne controlăm problemele și viitorul. Problemele și viitorul. Nu? Vrem să fim autosuficienți. Vrem să avem resurse suficiente, să nu avem nevoie de nimeni. Când avem o problemă, vrem să scăpăm de ea și vrem să prevedem viitorul, ce se va întâmpla să fie un viitor frumos și luminos pentru noi. Nu cerem ajutor de la nimeni până epuizăm toate posibilitățile, nu-i așa? Ne bazăm pe mintea noastră, credem în capacitatea ei, în resursele noastre, credem în, 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 capacitatea noastră de a ne face viața cum vrem noi, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Azi am avut o temă foarte frumoasă despre voia lui Dumnezeu. Nu o mai cerem pentru că noi ne descurcăm fără El. De aceea, cineva a spus că rugăciunea este una dintre cele mai umilitoare lucruri pe care le poate să le facă o ființă umană. Când te rogi, recunoști că nu ești Dumnezeu și că ai nevoie de El. În al patrulea rând, încercăm să ne controlăm durerile și suferințele. nu așa? Apelăm la toate resursele noastre, la toate Cunoaște, la toată cunoașterea noastră, fugim de ele, vrem să ne ridicăm deasupra lor, vrem să le poruncim să plece. De aceea o religie care ne împuternicește în domeniul ăsta, nu? Are mare trecere astăzi. Nu? In the name of Jesus, be gone. Basically, it's in, in the name of me, myself and I. În numele meu vreau să scap de necazuri, vreau să scap de suferințe. Apropo, spuneam înainte că e mare greșeală și catastrofă să te lupți cu Dumnezeu și să scap nebătut. Noi vrem să scăpăm nebătuți. Vrem să scăpăm, să mergem pe picioarele noastre, să nu mergem și pătând de la întâlnirile cu El. Încercăm să ne controlăm durerile și suferințele. Pentru că jucăm rolul lui Dumnezeu, știți că de-aia preferăm idolii, pentru că și pe, pe Dumnezeu ăștia putem să-i controlăm. De ce umanitatea a preferat idolii Dumnezeii falși decât pe Dumnezeu cel adevărat? Pentru că pe idoli ei stau unde îi punem, fac ce zicem noi, se poartă cum comandăm. De aceea lumea este idolatră, pentru că vrea să joace rolul lui Dumnezeu. Eventual, credem că el este un alt Dumnezeu, nu este un alt Dumnezeu printre alți Dumnezei. Este una dintre cântări care tot o corectează și tot greșit o cântăm, nu știu ce se petrece, cum nu grupa de laudă și închinarea noastră. Este o cântare care domnește tu printre noi cântăm noi și nu e adevărat trebuie să domnească peste noi. Nu poți să domnești printre. Când Dumnezeu domnește printre noi, nu? atunci este și El un, dumne un rege, așa cum suntem și noi. Nu? Și unde scapă, unde are un pic de teritoriu, mai domnește și El unde domnim și noi. Nu? Unde, nu, unde lăsăm noi să domnească. Noi trebuie să avem grijă ce cântăm. Pentru că cântăm erezii. Dumnezeu domnește peste noi și nu printre noi. Probabil că cei care au tradus cântarea asta că de multe ori trad tra traditore, nu, tradutore traditore. Traducătorii sunt trădători, trad așa zicea, ziceau italienii. Știți care sunt consecințele acestui, acestui păcat de a juca rolul lui Dumnezeu? În primul rând este frica. Uitați-vă la prima pereche când au păcătuit, când au vrut să fie ca Dumnezeu, le-a fost frică. Ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns, spunea Adam. Mi-a fost frică, frica. Conștiința noastră vinovată dezvoltă frica, dezvoltă teama, teama de pedeapsă, teama că într-o zi vom fi prinși. Cineva spunea că fariseismul, care se dezvoltă în sânul creștinismului, și de fapt el s-a dezvoltat în sânul iudaismului mai înainte, și, pe urmă, boala asta a venit la noi. Ce înseamnă să, să, trăi, să fii un fariseu? Să faci religie cu care să acoperi o viață plină de păcate. Asta înseamnă. Să trăiești în păcat, dar să-ți acoperi păcatele cu religie. Uh, un bun prieten de meu din Chicago, Buni cocaros spunea fariseii produc schizofrenici. Schi schizofrenia se naște din fariseism. Pentru că l-am întrebat, Buni, ce se întâmplă, domnule, că cei mai mulți schizofrenici printre români erau pocăiți. Culmea. Cu și manifestările lor schizofrenice erau tot cu apocalipsa, cu pedepse, cu diavol și așa, așa mai departe aveau vedenii din astea și chiar, chiar, vedeau și auzeau voci. Ok? Deci asta se naște din fariseism. Cu cât omul trăiește mai, în mai mare păcate, în loc să se pocăiască de ele, produce o religie tot mai grozavă, tot mai nemaipomenită, cu care să nu, se să să prindă oamenii că le e păcătos. Dar el trăiește cu spaima asta: că într-o zi o să fie prins. Și cu cât e mai mare diferența între religia care o afișează și păcatele pe care el le trăiește, să petrece sciziunea, să rupe uh, the frame, să rupe structura lui omenească în două. Americanii zic bipolar ăsta. Mm -hmm. I s-a rupt? I s-a rupt? Casa, dacă vreți, framing de la casă, i s-a rupt, structura casei în două. A devenit două personalități. Că el, de fapt, era înainte, dar le ținea împreună până când ele s-au desfărțit definitiv. Frica generează ă, această boală îngrozitoare și ă, fugim atunci să ne ascundem de Dumnezeu. Ne ascundem de Dumnezeu. Frica ne face să refuzăm dialogul când Dumnezeu ne caută. Unde ești? M-am ascuns, mie este frică. Apoi, o altă consecință este frustrare, nemulțumirea, neîmplinirea. Apostolul Pavel spunea foarte clar în Roman 7, 21, 23, găsesc în mine dar legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiind că după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Este o nemulțumire din aceasta totală. Păcatul nu satisface. Frustrare, eforturi inutile, deșertăciune, goană după vânt, cum spunea eclesiastul. Este fraza aceea pe care o spune psalmistul, în psalmul 32 cu versetul 3: Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Este un geamă în noi, o nemulțumire în noi, o, o lipsă de împlinire, o frustrare. Vrem să fim Dumnezeu și știm bine că nu putem. Nu mai putem controla nici imaginea noastră, nici pe alții, nici necazurile, bolile, nimic încercăm toată ziua și nu reușim. Și nu reușim. Și ne luăm de cap și zice, dar nu i-am dat eu la, nu -am dat eu la copii ăștia tot ce au vrut ei. Nu? Dar și nu ascultă de mine. Suntem foarte revoltați și ne mulțumiți că toate eforturile noastre de a-i controla au sfârșit-o rău. Apoi, obosiți. Am obosit, începem să fim obosiți de atâta luptă, de atâta tracasare. Psalmul 32, versetele 3, 4 la 5 spun așa, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga, cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci se a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis în voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Această stare de permanentă hărțuială va înceta în ziua în care mărturisim Domnului păcatele și ne întoarcem la El. Dacă continuăm să jucăm rolul ăsta, vom fi tot mai obosiți și tot mai extenuați. Ce să mă mai spun de eșec, pentru că tot ce facem se sfârșește în, 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 în eșec. Iată ce spune Psalmul, Proverbe 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legele, nu o propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Capătă durare. Soluțiile noastre au falimentat una după alta. Nu putem să fim Dumnezeu. Trebuie să ajungem la concluzia asta cât mai repede posibil. Și trebuie să încetăm să mai jucăm rolul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că pe peretele unui birou undeva a apărut această inscripție care spunea nor de mult despre lucrurile acestea. Zice, noi cei dornici, conduși de cei nepricepuți, am făcut imposibilul pentru cei nerecunoscători. De prea multă vreme și cu foarte puțin, așa că suntem acum foarte calificați să facem orice pe gratis. Uh, declarația asta declarația asta este o declarație a înfrângerii totale a înfrângerii totale ne-au condus nepricepuții ne-au cerut imposibilul au fost nerecunoscători de așa multă vreme am tot umblat în, în treaba asta că acum am devenit specialiști să facem orice pentru gratis, pe, pe gratis pe, pe nimica uh, Haideți să vedem acum soluția, pentru că ar fi teribil să încheiem seara asta cu imaginea aceasta atât de sumbră și de, de neprietenoasă a ceea ce se întâmplă în viața noastră dacă jucăm rolul lui Dumnezeu. Numărul unu ar trebui să lăsăm imaginea noastră pe seama Domnului. Numai Hristos poate ierta trecutul, numai Hristos poate deține viitorul nostru în mâna Lui. Apostolul Pavel spunea filipienilor, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o delegea, ci ceea ce se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Asta e nevoia noastră numărul unu, neprihănirea care se dă prin credință. Isus a iertat trecutul tău la cruce. El ne ajută să uităm, să -l uităm și noi ne avântăm cu el spre viitor. Nu mai suntem preocupați de imaginea noastră. Azi dimineața am spus o definiție extraordinară a libertății, spune așa, în momentul în care nu-ți mai pasă ce spun alții despre tine, ești periculos de aproape de ceea ce se cheamă libertate. De ceea ce se cheamă libertate. Aș putea parafraza în momentul în care nu mai ești preocupat de imaginea ta și o lași Dumnezeu să aibă grijă de ea, ești un om liber. Încep să trăiești liber. Dar, Doamne, cum ținem noi la imaginea noastră? Noi așa, încă ținem grozav de să nu zică cineva ceva, să nu scrie cineva ceva, nu. Cineva m-a amenințat, eram dincolo, m am amenințat că lucrează la o carte să-mi scrie toate păcatele mele. Și a zis, bun, super, ar trebui să vii că îți dau o listă, ce tu nu habar n -ai de ele. Îți dau o listă, lucru care n-ai reușit să le descoperi. Așa, îți dau o listă lungă de tot. Dar vreau să spun ceva, că de păcatele astea, Domnul Iisus Hristos a murit la cruce, sângele Lui m-a iertat de păcatele astea. Dacă tu vrei încă să ții cont de ele, business tău, așa, se pare că n-am mai gătat cartea asta, ori am eu păcate prea multe și nu reușește să le scrie pe toate, ori și o găsit altceva de lucru. Nu mai fi preocupat de imaginea ta, lasă-l pe Domnul să se ocupe de ea. Lasă-l pe Dumnezeu să se ocupe de ea. Okay? Frate, percepția contează. Deci totul este percepție. O, oh, fariseule, Acum înțeleg eu de ce te porți tu și vorbești tu și faci tu ceea ce faci. Că ai o doctrină fundamental greșită. Indiferent ce faci în lumea asta, cineva va avea o percepție greșită despre tine. Ce, ce te faci atunci? Nu? Cineva a spus că ai putea să zbori ca un porumbel cu aripile albe în soare. Cineva o să te împuște de ceoară, anyway cineva o să te ia și o să o tragă, nu contează. Porumbel al are de aur să fie. Te împușcă drept Nu mai căuta imaginea și aprecierile altora. Lasă să te aprecieze, Domnul. Lasă imaginea pe, pe, pe seama lui. În al doilea rând, nu încerca să controlezi pe oamenii din jurul tău, ci încearcă să încurajezi cu dragoste și să-i ajuți. Oferă dragoste și încurajare oamenilor din jurul tău. Domnul, a fost o, un lucru extraordinar. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu? Încearcă să-l să ajuți pe cel de lângă tine. Nu să-l controlezi, nu să-l jecmănești, nu să-l furi, nu să-l Exploatezi, nu să-l umilești, nu să-l domini, nu să-l uh, impresionezi. Nu? Nu încerca să dovedești că tu ești, mai, nu știu, mai grozav decât celălalt, că nu ești, absolut, suntem oameni, absolut toți, toți suntem la fel. Probabil că foarte mult de serviciu îmi fac singur, pentru că un lucru care încerc tot timpul în fața dumneavoastră să fiu vulnerabil, să fiu transparent. Nu e, nu, e deloc, nu e ce, ce fac păstorii, nu, nu, ăștia au un telefon roșu numai cu Domnul, le vorbește Domnul. Sau auzit frață, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a pus pe inimă să vă zic, să vă fac. Ăștia nu greșesc, nu păcătuiesc niciodată, copiilor sunt cei mai buni, cei mai sfinți, cei mai grozavi, nu? N-am spus că soția într-o zi a zis că nu mai se duce la ședințe deloc cu păstorii și cu soțiile lor, că nu mai reziste încă la o poveste de succes. Eu nu mai rezistă că la una. Nu mai. Toți, au, toți sunt perfect, zice, în afară de noi. Numai noi suntem voi și de capul nostru. Nu? Așa, când se roagă toți bolnavii să vindecă, Numărul de 100 mă rog de, de ori și dacă se vindecă unul, sunt foarte happy. Nu? O veră dragoste și încurajare oamenilor din jurul tău, pentru că au nevoie de ea. Au nevoie de ea. De asta au nevoie. Am văzut un gest extraordinar în zilele astea cu Black Life Matters. Yeah. can also it been a fraza she says black eye matters? Black eye matter, yeah. Somebody need a black eye. <laughs> I like I like that. Am văzut, am văzut, nu știu, cred că în Texas undeva, pe o stradă, iar ăștia cu Black Lives Matter, demonstrau, țipau, urlau și mai departe și au venit o contra de creștini care s-au dus la ei și au îmbrățișat și au lăsat aia semnele jos, s-au lăsat aripile jos. Te poți bate cu ea care te sărută hm, și te îmbrățișează, nu? Cred că dragostea ar stinge multe răscoale și revolte în America asta. Nu? Apoi, obiceiurile de unătoare care le ai, problemele, dificultățile, le poți învinge cu Hristos. Avem victoria asupra păcatului. Duhul Sfânt ne ajută în lupta noastră împotriva păcatului. Și Domnul a spus, mă duc la Tatăl. Și Apostolul Pavel spune, avem la Tatăl acum un mijlocitor care mijlocește pentru noi. Domnul nostru Isus Hristos, care a fost ispitit ca și noi, care a avut necazuri ca și noi, greutăți ca și noi. Soarta noastră este în mâna Lui. El ne poate ajuta să ieșim din dificultățile vieții, dacă vrea, nu? Și apoi bolile și suferințele, veniți cu ele la el. El este medicul medicilor. Dar nu uitați că suferințele de acum nu pot fi puse alături de slava viitoare. Domnul ne-a spus -o foarte clar, în lume veți avea necazuri. Ce vrem să înțelegem prin asta? Că El ne vine că toate bolile, toate necazurile, ne de bani, ne face de succes, ne la... În lume veți avea necazuri. Veți fi persecutați. În numele meu veți suferi. Nu știu dacă mai prind eu sau nu vremea asta, dar s-ar putea ca în America să prindem o asemenea vreme în care să fim creștini, vom fi persecutați. Să fim persecutați. Suntem foarte aproape de, de zilele acelea. Dar Domnul spune, suferințele de pe acum nu pot să fie puse alături de slava viitoare, de gloria care ne așteaptă. Scopul lui Dumnezeu nu este să ne ducă, să ne ajute să ducem o viață confortabilă și faină în lumea asta, ci să ne treacă prin viața asta spre cea eternă, spre viața veșnică și să ne dea viața veșnică. Și nu contează cum ajungem până la idealul acesta divin. S-ar putea că drumul până acolo la fiecare să fie diferit, dar la unii mai greu, la unii mai puțin. Dar scopul este să ajungem acolo, să ajungem la împărăția aceea glorioasă care El ne-a promis-o, la casa aceea pe care El ne-o pregătește în ceruri. Vreau să închei în seara aceasta cu câteva concluzii. Concluzia numărul unu, Încetează de a mai juca rolul lui Dumnezeu. Hotărăște în seara asta și spune așa, Dumnezeu este Dumnezeul adevărat nu este altul decât el. Nu voi încerca de azi încolo să joc rolul lui Dumnezeu. Nu voi mai lupta cu imaginea mea, nu o să mai lupt cu semenii mei, nu o să mai lupt cu dificultățile și cu necazurile, o să mă încredințez soarta în mâna Domnului și El va lucra. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Doi, Prea mult am suferit din pricina acestui rol care nu ni se potrivește. Cât vreți să mai suferim? Cât vreți să mai suferim? Vom suferi atâta timp cât continuăm să jucăm rolul ăsta, care nu e pentru noi. Care nu este pentru noi. Ar trebui să-l abandonăm. Ne-am agățat de un joc care nu îl putem duce. Ne-am asumat o poziție care nu este a noastră. Noi judecăm pe alții, condamnăm, îi nu e judecătorul nimănui. Nu judeca să nu fii judecat. Suntem cei care criticăm pe alții, care vrem să stăpânim pe alții, care vrem să păcălim pe alții, vrem să jegmănim pe alții. Să încetăm lucrurile astea. Nu putem controla pe nimeni și nu e geabul să să controlăm pe cineva. Când controlăm pe alții, producem suferință. Și ultimul lucru care vreau să spun în această seară, supune cu adevărat Dumnezeului adevărat. Capitulează. supune Lui. Fă în seara asta o, 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 predare totală. O predare totală. Noi nu, care n-am fost în război, nu știm ce înseamnă să te predai. când te predai pe câmpul de luptă, ai lăsat arma jos ai ridicat mâinile sus și ești la discreția totală a celui care te-a luat prizonier. Dacă vrea te lasă cu viață, dacă vrea te, te omoară, dacă vrea te pune la muncă silnică, ești la discreția celui care te-ai predat. Dacă vrei să fii Dumnezeu, vei avea de suferit toată viața ta. Predă-te Dumnezeului cel adevărat, Iați libertatea în seara asta pentru că ți se dă puterea să-ți alegi singur lanțurile. Ia lanțul iubirii lui. Predă-te lui. Lasă să spună el cătușele. Lasă să-ți găurească el urechea. Cum zicea, cum era în Vechiul Testament. Când un rob nu mai voia să plece, îi să găurea urechea. Era rob din dragoste. Și era tratat ca un fiu. Este interesant că ceilalți robi nu erau tratați la fel. Pentru că ea voiau libertate, voiau să fie ei stăpânilor. Dar în ziua în care un rob spune așa, se apropie ziua în care vrei să mă eliberezi, dar eu nu vreau să plec. Eu te iubesc și vreau să rămân rob în casa ta pentru că o duc bine aici la tine. Atunci stăpânul îl ducea la ușor ușii și găurea urechea, și era un simbol că ăsta de acum încolo este rob din dragoste. Slujește de bunăvoie, fără plată. Și plata stăpânului era că îl adopta ca unul dintre copiii lui. Și primea moștenire. Era considerat membru în familie acel, acelui om. Ziua în care noi ne predăm lui Dumnezeu și ridicăm mâinile sus și nu mai vrem să controlăm nimic, Devenim robi din dragoste, dar un rob care este înfiat, un rob care are acum drept la moștenire împreună cu cel fii a Tatălui Ceresc. Haideți să încheiem seara aceasta cu rugăciune și uh, ridicați în picioare să ne rugăm și să spunem, Doamne, ajută-ne, nu mai vrem să jucăm rolul Tău, Tu ești Dumnezeul adevărat, vrem să ne supunem și să ne supunem cu adevărat, vrem să ne predăm cu adevărație, să ne rugăm Domnului.